Bună dimineața, iată că am ajuns și în Florența. În spate vedeți celebrul dom din Florența, dar și palatul Palazzo Vecchio al familiei Medici. Vom explora astăzi împrejurimile pe aici, să vedem cât de impunător, cât de frumos este acest oraș de pe râul Arno, aflat în zona Toscana. Deci hai să descoperim Florența, Firenze. Și cana mai jos, cât să vedeți, acoperă fața. Și la domul din Florența sau domul Santa Maria del Fiore din Florența. Este o catedrală impunătoare, a doua cea mai mare din Italia după cea, sau mă rog, din peninsulă după cea, San Pietro din Vatican. Această catedrală a fost construită între 1301 și 1436, deoarece vechea catedrală din secolul V devenise neîncăpătoare. Nu a fost neapărat construită din motive religioase, ci mai degrabă din dorința locuitorilor de a avea monumente impunătoare care să rivalizeze cu cele din Veneția și Pisa, care au fost construite înainte acestea. Are o înălțime de 114 metri, se remarcă prin domul impunător pe care îl veți vedea. Are o arhitectură baroc cubistă și renascentistă. Asta, nu? Da. Domn. Thank you.
Palazzo Vecchio din spatele meu, construit în 1348, de secolul 14 după Hristos. Este o construcție fortificată, iar azi este primăria orașului Florența. În fața lui puteți vedea o replică a statuii lui David, făcută de Michelangelo. Statuia originală fiind la muzeu. Palatul se află în piața Signoria și domină această piață. După cum vedeți, sunt foarte multe persoane care vizitează acest loc. Acest loc a reprezentat și o reședință pentru familia Medici. Turnul adiacent Santa Maria del Fiore, domnului, da, din Florența. Acesta are o înălțime de 85 de metri și se află, cum te uiți la catedrală, în dreapta. Poți avea o panoramă frumoasă a orașului, însă nu este mai înalt ca domul catedralei. Iată că ne aflăm și pe acoperișul turnului Campanile di Giotto, înalt de 85 de metri. Mă aflu aici ca să vă vorbesc un pic despre orașul Florența, locul renașterii italiene, leagănul renașterii italiene, considerat Atena Evului Mediu. Foarte multe descoperiri au fost făcute aici, în Florența. Este considerat un loc extrem de important pentru redescoperirea omului ca individ, practic, și a umanității. În imagini puteți vedea Palazzo Vecchio, fostă reședință a familiei Medici și actualmente muzeu și primărie. De asemenea, în față se află râul Arno, cel care traversează și orașul Pisa. Florența se află aproape de munții Apenini. A fost și capitala regatului italian între 1865 și 1870. Este actualmente reședința regiunii Toscana și a provinciei Florența. De asemenea, centrul vechi din Florența aparține patrimoniului UNESCO încă din 1982. Printre personalitățile importante din Florența amintim Dante, Boccaccio, Leonardo da Vinci, Amerigo Vespucci, Botticelli, Machiavelli, Michelangelo, Donatelli, Galileo Galilei, Caterina de Medici, Antonio Meucci. Iată și cupola catedralei sau domul și în față sunt munții Apenini. În direcția aia uităm spre nord-est. Putem spune că în direcția aia mergem acasă, spre România. Da, foarte frumos oricum. Thank you.
aflăm pe podul Sfânta Treime. În spate se poate vedea însă mai celebrul Ponte Vecchio, construit în secolul XIV, care traversează râul Arno. Se află la sud de râul Arno și datează din secolul 15 după Hristos. A fost deținut de familia Medici. Ciao. De familia Medici, fiind o reședință a ducatului Florenței, ulterior a fost o reședință a lui Napoleon, fiind donat Italiei de către Vittorio Emanuele în 1919. Astăzi aici se află o galerie de artă și este construit în stil renascentist. Vedere de asupra orașului. Ne aflăm la piața Michelangelo. Sunt cam 25 de minute de mers de la centru, de la Duomo de acolo până aici. Abația San Miniato al Monte, de unde se poate vedea tot orașul. Însă ce interesant e că aici regăsim mormântul unui sociolog, unui politician și unui avocat român, Nicolae Petrescu, care a fost ministru de externe în România între 1938 și 1939, deci fix înainte de război. Este cetățean de onoare al Florenței și mormântul lui se află aici. Sunt niște grădini lângă.
lui Santa Maria del Fiore din Florența și este la cam 105 metri altitudine și de aici se vede foarte bine orașul. Ieri am fost acolo sus, fix în vârful acelui turn de unde se vedea acest dom pe care noi ne aflăm acum și orașul. Uite și Palazzo Vecchio în față, în centru, râul Arno și sus acolo, în punct de belvedere, nu mai e piața Michelangelo.